și vedeam lume puțină, ziceam, azi puțin, nu putem face nimic. Nu e adevărat. Dacă oameni puțini sunt hotărâți, poți să răstoarne munții. Da. Și... da. Așa că... important e nu că să fim mulți, ci important să fim hotărâți. Chiar dacă suntem puțini, dacă suntem hotărâți și uniți, nu ne poate da peste cap nimeni. Și cum se spune că buturuga mică răstoarnă carul mare. Eu vă felicit că țineți standardul luptei ridicat și dați semn că nu o să cedați. Prezența dumneavoastră aici arată în continuare că noi nu suntem un neam de vânzare, nu suntem oportuniști, dispuși să cedăm pentru anumite interese orice. Clasa politică, din păcate, a demonstrat lucrul ăsta, spre rușinea ei, că este dispusă să vândă țara asta pentru interesele lor. Asta e. Clasa politică și-a dat cu stângul în dreptul, s-a făcut de râsul nu numai a țării și a poporului român, de râsul Europei și a întregii lumii. Râde lumea cum arestează. Ba un ministru, ba un deputat, ba un senator, ba un președinte de Consiliu Județean, ba... da. Și sunt, într-adevăr, sunt de râs. Asta îi unește pe ei. Vedem că sunt unii traseiști care trec de la un partid la altul. Tot pentru ei interes o fac. Să nu credeți că vreunul dintre ei este patriot. Ei fac sperjur pe față. Când îi numește în funcție, la investire, jură că vor face totul ca să meargă bine țara. Că vor depune toată priceperea, energia, cunoștințele în slujba poporului român. Și când ajung acolo, după ce și-au funcția în primire, fac exact invers. Astea sunt politicienii români, ne e rușine cu ei și vă cer să-i schimbați. Fiecare vot contează și trebuie aruncați la coșul de gunoi al istoriei, zic eu. O să întrebe cineva, bine, dar ce facem? Țara trebuie condusă de niște oameni. Cine le va lua locul? Păi, vreau să vă spun că cei care au susținut lupta de rezistență, cei care au susținut mișcarea de rezistență, cei care au umblat...